Bună ziua! Sâmbătă avem oportunitatea de a lega două victorii. Ne dorim foarte mult acest lucru, ne dorim foarte mult să continuăm până la urmă acest traseu pozitiv din multe puncte de vedere. Am cunoscut o creștere și în ceea ce privește consistența jocului. Din fericire, iată că a venit și o victorie de care aveam foarte mare nevoie. Însă pe lângă faptul că ne dorim foarte mult cele trei puncte, ne dorim și să scăpăm de postura ingrată, de deținătoarea ultimei poziții într-un clasament al jocurilor disputate pe propriul stadion. Nu suntem deloc mulțumiți cu această postură, chiar dacă pe clasamentul general suntem undeva la mijlocul clasamentului, pe o poziție care să spunem că nu neapărat ne conferă oarecare liniște, dar ne dă speranțe pentru viitor. Și suntem foarte motivați din acest punct de vedere. Chiar am discutat cu băieții înaintea antrenamentului, le-am spus că, din punctul meu de vedere, în opinia mea, e foarte important ca UTA să fie UTA inclusiv la Arad, chiar dacă ne lipsește foarte mult acea energie a suporterilor pe care o primeam din tribune, dar nu putem să transformăm acest aspect într-un alibi. Vrem să rămânem pe această traiectorie ascendentă în ceea ce privește jocul și, bineînțeles, obiectivul nostru principal este obținerea celor trei puncte. Așa este. Cum vedeți acum lucrurile după victoria cu Voluntari și un program destul de bun, să zic așa? Pe hârtie. Bun, să o luăm așa cronologic, să spunem, începând cu obiectivul. Este clar că ne dorim. Ne dorim și noi să fim cât se poate de sus în clasament. De ce nu să ne luptăm pentru play-off? Dar, pe de altă parte, e foarte important să rămânem realiști, să rămânem ancorați în realitate, pentru că totuși statutul nostru în acest moment este de o echipă nou promovată, o echipă care a construit la nivelul lotului, atât în vară cât și acum în iarnă. Există un proces de integrare a jucătorilor nou veniți, de adaptare la tot ce înseamnă principiile noastre pe care încercăm să le antrenăm și încercăm să le punem în aplicare în timpul jocurilor. Deci sunt lucruri care necesită timp, necesită răbdare. Ne concentrăm foarte mult pe toate aceste aspecte, vrem să obținem rezultate, vrem să fim cât mai sus în clasament, dar e important, v-am spus, să rămânem focusați totuși pe ce avem de făcut în acest prim sezon pentru UTA de Liga 1. Eu mă bucur că jucătorii își doresc, eu mă bucur că jucătorii nu se mulțumesc cu puțin, eu cred că s-a văzut asta inclusiv la ultima etapă la Voluntari, când atitudinea a fost una corectă, să spunem, pe tot parcursul jocului și mai ales către final, când absolut toată lumea a simțit că putem să obținem cele trei puncte și am depus toate eforturile, jucătorii au lăsat ultimul strop de energie ca să marcheze, să putem să plecăm cu cele trei puncte de la Voluntari, lucru care s-a și întâmplat. Legat de program, e adevărat, poate părea un program accesibil doar pe hârtie, pentru că am spus-o, acest campionat este extrem de echilibrat, se vede în desfășurarea meciurilor, se vede în modul în care arată clasamentul în acest moment. Detaliile fac diferența, sperăm ca detaliile sâmbătă să facă diferența în favoarea noastră, să încline balanța către noi și să reușim să păstrăm punctele la Arad. E important să înțelegem că la nivel de atitudine, la nivel de determinare, la nivel de concentrare, trebuie să fim cât se poate de bine, pentru că eu cred că acolo se va face diferența. E un clișeu care mie nu-mi place. Trebuie să ne dorim mai mult victoria. E o chestie evidentă. Ne dorim foarte mult, dar e important să fim și echilibrați, să fim inteligenți, să știm să gestionăm momentele și, până la urmă, să luăm meciurile pas cu pas, pentru că ai pomenit de program. Este un program accesibil pe hârtie, dar extraordinar de dificil în ceea ce privește desfășurarea jocurilor. Nu cred că, sau sper să nu conteze faptul că avem zile în minus de refacere comparativ cu adversarii, dar o să compensăm, 100% o să compensăm prin dorință, prin ambiție, prin determinare și, repet, cu toate că poate pot părea cicălitor cu această idee, ne dorim foarte mult să sărbătorim victoria după, la finalul celor 90 de minute, după cele 90 de minute.
FC Argeș este o altă echipă față de cea din turul campionatului, să spunem așa, adică ar putea juca altceva față de meciul tur sau chiar finalul anului? Eu cred că da, eu cred că au cunoscut și ei un progres în, în evoluția lor. Dacă e să ne uităm la, la ultimele rezultate de 4 etape, nu au cunoscut înfrângerea. Iată că au început și ei acest an 2021 foarte bine, cu victorie pe terenul celor de la Botoșan, după care un meci terminat la egalitate pe propriul teren. Cu siguranță că vor veni și ei să încerce să scoată maximum din ce se poate scoate din acest meci, pentru că sunt într-o situație delicată, undeva în zona retrogradării, dar noi rămânem concentrați pe potențialul și posibilitățile noastre și ținem cont, bineînțeles, de particularitățile adversarului. Trebuie să punctăm niște repere de strategie, dar e important să cunoaștem în continuare acest progres în ceea ce privește evoluția echipei și sper ca evoluția echipei să ne aducă la final și rezultatul. A intrat bine, să spunem așa, din punct de vedere al ocaziilor de gol. La ce procent de stare fizică se află la acest moment? Este greu de estimat, pentru că chiar dacă noi am făcut niște evaluări din punct de vedere fizic, dar ținând cont de tot acest program, ținând cont de faptul că ne-am antrenat, din păcate, în ultima perioadă pe teren sintetic, lucru care îngreunează procesul de instruire și, până la urmă, îngreunează și acest proces de refacere după efort. Dar pentru mine e foarte important că Liviu a adus acel plus de care aveam nevoie în ultima etapă, atât din punct de vedere al prospețimii fizice, cât și din punct de vedere al reușitelor, pentru că practic a fost implicat în foarte multe acțiuni de atac, a apărut la finalizare, s-a văzut experiența lui, s-a văzut calitatea lui, până la urmă asta așteptăm de la jucători precum Liviu să se vadă. În momentul în care intră pe teren, să echipa să simtă că aduce acel plus necesar. Gazul nu va fi, terenul va fi ca și în deplasare. Nu o să fie prima oară. Nu știu dacă o să fie un handicap. Eu sper ca vremea să ne permită mâine să ne putem antrena pe iarbă normală. Din fericire, iată că s-a îmbunătățit un pic vremea și sperăm să nu mai mergem pe sintetic, pentru că v-am spus, e un impediment în plus și pe măsură ce, nu știu, lucrurile ne vor favoriza în ceea ce privește vremea, sperăm să putem să ne folosim de terenul de iarbă la antrenamente. Atât ca evoluție, cât și ca schimbări. La meciul cu Voluntari s-a văzut, practic, că îți doreai mai mult victoria decât antrenorul advers. Îți place să folosești și tu clișeul ăsta, nu? Având în vedere că ai câștigat în ultima secundă, practic, dacă era o remiză, erai frustrat sau supărat? Normal. Noi am spus asta înaintea meciului, ne-am dus acolo cu obiectivul clar de a câștiga toate punctele puse în joc. Eu cred că inclusiv la meciul cu Viitorul, poate cu o doză mai mare de șansă sau știu eu, cu un pic mai multă luciditate acolo în ultimii 20 de metri, poate am fi reușit să marcăm. Suferim, este un capitol la care din păcate suferim, golurile marcate, dar încercăm să îmbunătățim și acest aspect. E important totuși că suntem eficienți, un aspect foarte, foarte important, că în primele două meciuri din 2021 nu am primit gol și mai mult decât faptul că nu am primit gol, nici nu am arătat vulnerabilități foarte mari în ceea ce privește organizarea defensivă. Adversarii nu și-au creat multe situații periculoase. În general au fost șuturi de la distanță, dar e clar că noi ne-am dus la Voluntari cumva și un pic supărați că n-am reușit să câștigăm punctele din prima etapă cu Viitorul. Repet, și atunci am fi putut să îndreptăm balanța către noi. Și mă bucur că am crezut toți, pentru că știți cum e, în momentul în care toată lumea crede, se creează acea energie pozitivă, acea energie de care are nevoie un grup ca să câștige. Absolut toată lumea, inclusiv jucătorii care n-au evoluat, nu știu, masorii, șoferul de autocar, toată lumea, dar nu râde Căline, că așa este, toată lumea a fost focusată pe victorie și toată lumea a crezut în aceste trei puncte. Ai râs, nu? Nu știu, că nu-ți văd fața. Păi nu, dar așa este. Nu, eu nu vorbesc, chiar nu știți că nu folosesc cuvintele aiurea.
Da, ideea este că în momentul în care, eu am spus-o, în momentul în care există această unitate, în momentul în care toată lumea este cu energia îndreptată către echipă, nu are cum să nu iasă. Și sunt convins că în momentul în care o să fie și suporterii alături de noi, o să fim mult, mult, mult mai puternici. Ca spectator, aceste trei, să le spun, implanturi din această iarnă, Vorobiov, As, Roger și a doua repriză, Liviu Antal, mie mi s-a părut că e o foarte mare diferență de calitate și în joc și ceea ce se vede, ca spectator vorbesc. Cum vezi ca antrenor echipa cu cei trei? Păi, evidența nu poate fi negată. Este clar că au adus plusul pe care l-am căutat și de care aveam nevoie, comparativ cu tot ce s-a întâmplat în turul campionatului și mai ales în luna decembrie. Și mă bucur că pe lângă plusul valoric, fotbalistic, strict vorbind fotbalistic, au adus și acel plus de atitudine, de profesionalism, de determinare, care ne-a ridicat nivelul și din acest punct de vedere. Și vedeți că se creează din nou acel spirit, sunt jucători care s-au integrat incredibil de repede în absolut tot. Gândiți-vă că am avut foarte, foarte puține la dispoziție, zile la dispoziție să pregătim acest debut de sezon de primăvară. Nu mă ascund, am avut anumite rețineri, ținând cont că Mode era într-o țară străină, venise într-o țară străină, nu e ușor să te adaptezi atât de repede. Liviu, e adevărat, revenise în România, Roger la fel, adică acest proces de adaptare poate fi anevoios, să spunem, dar jos pălăria pentru băieți, au venit cu o atitudine exemplară, s-au integrat foarte repede, au căutat să dea totul în absolut fiecare detaliu și se vede asta, exact cum ai spus și tu, și din perspectiva spectatorului care urmărește meciurile noastre. Eu cred că au avut evoluții apreciate și sunt convins că vor avea evoluții din ce în ce mai bune în viitor. În ultimul timp ai tot declarat că ai nevoie de fundași laterale, atât stânga cât și dreapta. Din punctul meu de vedere, Tomozei a făcut probabil cele mai bune jocuri ale lui. Din punctul tău de vedere. Și Simo, pe plan defensiv, chiar nu a mai greșit. Probabil cum se vedea la alte jocuri. Crezi că simt presiunea? Ar trebui. Ar trebui, pentru că această concurență pe care ne-o dorim pe fiecare poziție ar trebui să îi stimuleze pe jucători, indiferent de ce jucător vorbim, să-și ridice nivelul. Am glumit un pic, dar e adevărat, e foarte adevărat ce ai spus. Atât Tomozei cât și Simo au făcut niște jocuri, să spunem, sigure, cel puțin în ceea ce privește exprimarea defensivă, cu mici scăpări. Bineînțeles că nu pot fi la un nivel apropiat de perfecțiune, toată lumea greșește, dar e important că nu au apărut greșeli decisive. Bineînțeles că sunt așteptări mai mari, aștept să vedem participare mult mai bună și pe fază ofensivă de la fundașii laterali, pot, au demonstrat-o de atâtea ori, dar cumva mă bucur că, cel puțin în ceea ce privește partea defensivă, nu am mai arătat acele vulnerabilități care s-au evidențiat așa cumva într-un mod flagrant în multe meciuri în turul campionatului pe zona fundașilor lateral, cu multe greșeli decisive, dar asta este, am trecut peste toate, am învățat din toate și mă bucur că și jucătorii înțeleg pe măsură ce trec zilele, pe măsură ce trec etapele, înțeleg că trebuie să-și ridice nivelul și că sezonul acesta este foarte important atât pentru ei cât și pentru noi ca și grup. Dar de ce nu-l întreb pe el? Bun, pentru ce îl iei acum în calcul? Având în vedere că a venit și Evgeni acum, unde-l antrenezi mai mult? E foarte important pentru mine că Crini poate evolua pe mai multe poziții. Legat de ce ai spus tu, e normal că nu s-a simțit bine. A avut o lună decembrie și el nereușită, cu greșeli decisive în multe meciuri, dar asta este situația. Până la urmă sunt momente care apar în viața fiecărui sportiv, fiecărui fotbalist. Suntem alături de el, el știe, are toată încrederea mea, mergem în continuare împreună, de aia este în vestiar, pentru că este un băiat serios, un băiat care tot timpul a pus osul și a dat absolut tot ce a putut el să dea mai bine pentru echipă. Și legat de poziția lui, e important că poate evolua pe mai multe posturi.
sperăm să aibă un randament cel puțin stabil, în așa fel încât să poată să ajute echipa. Sunt foarte multe meciuri de disputat într-un timp foarte scurt, o să vină și Cupa României, dar luăm totul pas cu pas. Important este să fim cu toții sănătoși, să avem cât mai multe soluții la dispoziție, în așa fel încât la fiecare meci, la fiecare etapă, să alegem cel mai bun prim 11 și cel mai bun prim 20 pe care putem să-l alegem. Și tu debutai la nivelul ligii întâi și e clar că oricând antrenezi jucători mai buni din punct de vedere individual, dar vreau să te întreb, un mijlocaș complet, precum Mode, ceea ce arăta până acum, nu știu, ai mai lucrat cu el, având în vedere că, nu știu, parcă știe când să oprească jocul, știe când să dea drumul, știe când să dea pase filtrante, știe când să dea în margine, ai mai lucrat cu așa ceva? Mijlocaș adică complet. E clar că e un internațional, își merită locul de internațional. Atâta vreme cât l-am ales pe Mode și mă bucur că a acceptat oferta noastră, pentru că nici acolo nu a fost o discuție simplă. Eu v-am mai spus-o inclusiv în luna decembrie, în perioada în care am fost în vacanță, presupusă vacanță, că am avut foarte multe discuții cu jucători pe care am vrut să-i aducem. Și a fost foarte greu să-i aducem, pentru că suntem cumva îngrădiți de anumite plafoane financiare, nu putem să, la momentul acesta, cel puțin orice jucător bun este și foarte scump și este foarte greu de găsit un jucător bun, indiferent de pretențiile salariale, care să poată fi cumva degrevat de, știu eu, de situația contractuală, dar Mode, atâta vreme cât este aici, înseamnă că noi am identificat calitățile lui și credem foarte mult în potențialul lui și eram ferm convins că ne va ajuta. Mă bucur că a avut impact imediat asupra evoluției echipei și o să vedeți, o să crească din ce în ce mai mult. Este un băiat care, pe lângă aceste calități fotbalistice, dă dovadă de o preocupare pentru mine frapantă. A doua zi a cerut profesor de limba română, deja știe foarte multe cuvinte în limba română, adică și el conștientizează cât de importantă este comunicarea și din punctul acesta de vedere sunt convins că va cunoaște progres, inclusiv în tot ceea ce înseamnă această chimie, dacă îmi permiteți expresia, în interiorul vestiarului. Respectul ți-l câștigi până la urmă ca fotbalist prin ceea ce faci pe teren, atât în antrenamente cât mai ales în meciuri și Mode, Roger, Liviu, absolut toți cei care au venit la noi, dar mai ales cei care au apucat să joace și au făcut-o bine și au câștigat respectul tuturor colegilor din vestiar și sper eu că și respectul suporterilor care au urmărit meciurile echipei. Cel puțin până acum Pitești au făcut mutări mai multe la nivelul conducerii, și-a dus președinte, și-a dus antrenor și un singur jucător pe Dumitru. Ce spune asta despre el? Probabil că au căutat să-și completeze și lotul la nivelul jucătorilor, dar nu au reușit să găsească cele mai bune soluții. Eu v-am spus, piața în această perioadă este foarte complicată. E greu de găsit jucători buni și este greu de găsit jucători buni pe care să ți-i permiți. Și plecat. Da, au încercat, bineînțeles că au încercat să mute, au încercat să facă anumite schimbări care să, nu știu, poate să schimbe un pic și atmosfera la ei, nu pot să-mi dau seama ce e acolo și nici nu pot să evaluez și vă spun sincer că nici nu vreau să evaluez, pe mine mă interesează ce se întâmplă la noi. Rămân foarte concentrat pe ce avem noi de făcut, pe, nu știu, potențialul nostru și pe punerea în aplicare a tuturor ideilor și tuturor principiilor pe care le antrenăm și să se vadă totul pe teren. Aștept să marcăm, indiferent prin cine. Mă aștept să dăm gol. În primul rând, aș fi cel mai bucuros dacă la finalul celor 90 de minute am putea să sărbătorim victoria. Pentru că
ar fi ceva extraordinar să reușim după 3 meciuri să acumulăm 7 puncte, să reușim să ne menținem pe această traiectorie frumoasă în ceea ce privește rezultatele, dar nu trebuie să neglijăm nici calitatea jocului. Suntem foarte preocupați de acest aspect, încercăm să îmbunătățim în fiecare zi, chiar dacă avem foarte puține antrenamente la dispoziție și în acest moment prioritar este să-i menținem pe jucători într-un tonus bun fizic, să-i recuperăm după meciuri, să încercăm să-i ținem într-un tonus mental bun, pentru că iar aici e un detaliu foarte important și cumva lucrurile acestea legate de strategie, de pregătirea jocului rămân într-un procentaj destul de mic, pentru că v-am spus trebuie să-i ținem cumva proaspeți atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere mental pe jucători. Nu neglijăm pregătirea jocurilor, este evident, dar sunt foarte puține zile pentru pregătirea fiecărui joc în această perioadă. Dar e o întâmplare ca un Marca Străini, în condițiile în care cele două echipe au mulți jucători români, e o întâmplare, e o chestie de atitudine, e o chestie de, nu știu, formă sportivă, nu, e o chestie tactică? Nu, pur și simplu, așa a fost. Eu nu știu, la cei de la Pitești este clar că au jucători străini în compartimentul ofensiv cu calitate bună. Să vedem dacă își va reveni și dacă va evolua și atacantul care în tur a reușit să ne marcheze golul. Dar noi, repet, îi analizăm, încercăm să găsim cele mai bune soluții, să-i blocăm acolo unde sunt ei puternici și să ne facem treaba, să facem un joc bun, consistent și să încercăm să le punem probleme, pentru că trebuie să punem probleme ca să marcăm un gol, goluri și să câștigăm cele 3 puncte. Erico și Benga au demonstrat în mai multe jocuri, în aproape toate jocurile în care au evoluat împreună, că formează unul dintre cele mai bune cupluri de fundaș central din Liga 1. Ca să vorbim doar de meciurile din anul ăsta, mai ales cel de pe teren propriu, ambii l-au dominat pe Lucasen la meciul cu Viitorul. Lucasen nu prea și-a creat nici măcar situații. Dacă va evolua Malele, îl consider cam același tip de jucător precum Lucasen și... Da, și Malele este foarte important pentru jocul ofensiv al celor de la Pitești, la fel cum și Lucasen era, să spunem, elementul principal pentru absolut tot ce însemna dezvoltarea jocului în ultima treime, mai ales în ultima treime pentru cei de la Viitorul. Noi am reușit să-l blocăm, tu ai spus, i-ai pomenit pe cei doi fundași central, dar să știi că a fost un efort colectiv de strategie ca să reușim să-l blocăm pe Lucasen. Bineînțeles că trebuie să fim la fel de eficienți și împotriva celor de la Pitești, nu numai împotriva lui Malele, pentru că au jucători interesanți, jucători cu calitate care pot dezechilibra oricând. Dar noi, dacă ne vom face treaba în defensivă la fel de bine, la fel de responsabil, dacă vom aborda duelurile la fel cum am abordat-o în ultimele două meciuri, vă spun sincer că am foarte mare încredere că putem să rezolvăm acest aspect al organizării defensive și al siguranței defensive, nu numai pe linia defensivă, cât pe toată echipa, și bineînțeles de acolo pleacă tot, pentru că dacă o să reușim să fim siguri în defensivă, dacă o să reușim să avem o construcție, sper eu, eficientă, să avem jucători implicați, să avem o dinamică bună, să avem o construcție rapidă, să ajungem cât se poate de repede în jumătatea adversă, sunt deziderate pe care ni le dorim. Nu știu în ce măsură vom reuși să le și aplicăm, dar sper din tot sufletul să ne crească și nouă calitatea jocului. Vorbea Leo de o posibilă altfel de FC Argeș astăzi față de cea din tur. Mi-amintesc că în tur UTA a condus jocul, chiar l-a dominat autoritar, am ratat 5-6 ocazii mari, până la urmă rezultatul a fost injust. Dar pe măsură ce a înaintat în competiție, mie mi se pare FC Argeș o echipă care a câștigat foarte mult ca posesie și foarte mult ca și control al jocului la mijlocul terenului. Te aștepți să vină la Arad să conducă jocul sau să se blocheze pentru a lovi pe contraatac? Dacă este să ne raportăm strict la ultima deplasare a lor, cea de la Botoșani, acolo au încercat să se blocheze foarte bine și să reacționeze pe contraatac. Au și reușit-o,
de câteva ori chiar foarte periculos. Să nu uităm că au marcat și ei cumva tot așa în ultimul minut la o fază fixă. Nu e ușor pentru o echipă care se bazează pe organizare defensivă. Nu e ușor să reușești să împingi jocul către careu advers în ultimul minut, ceea ce demonstrează că și ei, din punct de vedere al atitudinii, au fost la un nivel înalt și ei au mers la Botoșani, conștienți de potențialul lor, au reușit să câștige, să marcheze la, practic, ultima fază periculoasă a jocului. Însă e adevărat ce spui tu, au crescut și ei în ceea ce privește calitatea jocului. La urmă, cred eu că au trecut și ei de acel impact cu primul eșalon, pentru că și noi ne-am confruntat cu aceeași problemă cumva, dar am reușit să fim un pic mai eficienți în prima parte a sezonului. Nu știu cum vor aborda meciul, e important ce stil de abordare o să avem noi. Este clar că ne dorim să câștigăm, dar trebuie să o repet, e important să fim și foarte inteligenți, să gestionăm foarte bine momentele importante și psihologice ale jocului, pentru că nu va fi deloc un meci ușor, ba chiar aș putea spune că va fi un meci complicat, dacă nu vom ști noi să punem în aplicare ceea ce ne dorim. Faptul că Horica a avut mai puține reușite în ultima perioadă nu îi diminuează cu nimic valoarea și importanța pentru noi, pentru echipă. Ora este un jucător care are un aport foarte important în tot ceea ce face, depune un efort considerabil la fiecare meci, este un jucător puternic, un jucător care câștigă dueluri, un jucător care creează culoare pentru alți colegi de-ai lui. Sunt lucruri care probabil de multe ori nu se văd sau se omit, intenționat sau nu. Dar o să vedeți. Și Horica o să iasă la rampă, la fel cum a ieșit și în turul campionatului. Ideea este că nu prea înțeleg aceste critici. Eu nu știu dacă putem să spunem despre un jucător sau altul că a rămas dator. Toți jucătorii sunt la fel de importanți, toți jucătorii câștigă meciurile, toți jucătorii pierd meciurile când este să vorbim despre victorie sau înfrângere. Și tocmai de aceea eu cred că absolut toată lumea trebuie să aibă încredere în toți cei care suntem aici la UTA în fața dumneavoastră, pentru că credeți-ne, suntem foarte motivați și foarte determinați să obținem tot ceea ce putem, bineînțeles în limita posibilităților noastre, pentru că și noi suntem oameni și noi mai avem momente când greșim, dar una peste alta, eu am mare încredere că Horica o să aibă și el clipe în care cumva o să dea peste gură tuturor celor care îl critică. Mi se pare foarte mult schimbat în bine atitudinea în joc și în tot ceea ce face a lui Neluț Roșu, care probabil, părerea mea este că acum simte mult mai mult presiunea concurenței, faptul că până acum era oarecum un titular sigur, acum și-a cam pierdut postul, dar atât la voluntar cât mai ales cu viitor a intrat foarte bine. Cum îl simți în antrenamente și în joc? Păi revenim la aceeași discuție pe care am avut-o acum câteva minute legată de concurența pe posturi. Până la urmă, concurența asta trebuie să facă, să ridice nivelul fiecărui jucător și să pună antrenorul în dificultate în ceea ce privește alcătuirea primului 11 și alcătuirea lotului convocat pentru fiecare etapă. Eu mă bucur, da, într-adevăr, Neluț a revenit altfel după această vacanță, mult mai motivat, mult mai determinat. Nu-i creez un context de, nu știu, de alibi, dar și el, să nu uităm că a venit la UTA după o perioadă nu foarte fericită pentru el, o perioadă de inactivitate, după care a avut acel final de sezon la Gaz Metan în care nu a jucat foarte mult, în fine, cu anumite probleme acolo. E important că și el a înțeles că trebuie să joace și să se antreneze la potențial maxim. Eu asta vreau de la ei, astea sunt așteptările noastre, ale mele și ale staffului meu. Până la urmă, cred că astea sunt așteptările suporterilor, care eu știu, am jucat aici în tricou acestei echipe și știu că
inclusiv la rezultate mai puțin bune, oamenii ne-au aplaudat în momentul în care am dat tot ce am putut. Până la urmă este un sport, câteodată câștigăm, alteori nu, dar e important să facem tot ceea ce putem, să avem atitudinea corectă, să fim motivați, să fim determinați și să încercăm să scoatem maximum din fiecare joc. Ai avut cumva discuții individuale cu David Miculescu după meciul cu Viitorul? Pentru că evoluțiile lui, chiar dacă a jucat 5 minute și a creat o ocazie imensă să deschide el scorul, iar în meciul cu Viitorul practic nu a atins mingea sau când a atins o jucat la Libii înapoi cu Simo. Ce s-a întâmplat acum? Eu am discuții individuale mereu cu jucătorii. Eu mă bucur că toată lumea înțelege că trebuie să-și crească nivelul. De la zi la zi, de la etapă la etapă, pentru că vedeți că sunt... Probabil că va veni o perioadă în care va trebui să aplicăm și un anumit sistem de rotație, pentru că va interveni oboseala, lipsa de prospețime. Avem și câțiva jucători care sunt la limită cu cartonașele. Sper să nu apară indisponibilitățile de ordin medical, dar e îmbucurător faptul că atât David, cât și Cipri, cât și Neluț au intrat și au intrat bine, nu mai vorbesc de Liviu, pentru că am pomenit de Liviu, au intrat și au intrat foarte bine. Este al doilea meci în care schimbările aduc un plus de care avem nevoie, clar, din toate punctele de vedere, atât fizic cât și ca realizări tehnico-tactice, și sperăm să o ținem pe aceeași linie. Indiferent cine vine, cum vine, intră de pe bancă, începe meciul, sperăm toată lumea să fie la potențial maxim. Ce ne poți spune despre Șliacov? Cum comunici cu el și cum se prezintă până acum în pregătire? Vedem, o să decidem mâine. Din punct de vedere al comunicării, într-adevăr, un pic anevoios, dar este bine că totuși înțelege mare parte în engleză, deci nu pot spune că bariera este coborâtă în totalitate din punct de vedere al comunicării. E bine că Mode știe cum? Mode știe rusă și atunci îl folosesc des, mă folosesc pe această cale de el. Dar și Evgeni a venit cu la fel, cu atitudine foarte bună, l-am văzut foarte deschis față de coechipieri, față de staff, e dispus să sufere în ghilimele ca să revină cât se poate de repede la potențialul fizic maxim pe care îl are. Chiar astăzi preparatorul i-a făcut o evaluare fizică, deci încercăm și pe el să-l aducem cât se poate de repede la nivelul la care să putem să-l folosim fără să ne asumăm mari riscuri. Ies puțin în acest context. Cum? Păi nu știu, că încă n-am vorbit cu preparator. Am venit ca să nu vă fac să așteptați, din respect pentru voi. Am încercat să ajung cât se poate de repede. Nu. O să discut, o să vedem, o să punem la punct un plan și din acest punct de vedere, ca să v-am spus, ca să încercăm să eliminăm cât se poate de mult să eliminăm din riscuri. Ies puțin în acest context și întreb care mai e situația cu Pleașcă și cu Capa. N-aș putea să spun. Probabil că cei din conducerea clubului vă pot da mai multe detalii. Tot ce știu este că nu sunt în programul echipei. Mai multe detalii nu vă pot da. Ce urmează cu Buhăceanu și cu Tescan? Care e protocol exact? Cum ai voie să-i antrenezi? Când îi vei antrena? Ei au ieșit din izolare ieri, încât știu, azi au făcut niște... Exact, au făcut niște teste medicale. În funcție de acele teste vom decide un program pentru ei, pentru că e clar că după 14 zile în care ai stat închis în apartament, ai nevoie de o perioadă în care să revii treptat în tot ceea ce înseamnă intensitate din punct de vedere fizic. Și după ce vom avea rezultatele analizelor, la fel și acum și acolo vom decide perioada, dacă este cazul să forțăm, dacă nu este cazul să forțăm revenirea lor. E complicat, nu este o provocare mare, nu este ușor să-ți asumi riscuri cu niște jucători care totuși au trecut printr-o boală, adică nu e ca și când, nu știu, s-a supărat pe mine și a stat 14 zile închis în casă, nu, el a trecut printr-o infectare cu un virus, atât Vali cât și Tescan, va trebui să avem foarte mare grijă, bineînțeles că trebuie să o luăm un pic cu baza de pregătire, deci sunt detalii pe care le analizăm, pe care le cântărim și pe care bineînțeles că va trebui să le aplicăm cu eficiență.
O secundă. Bună ziua. Ne așteaptă un meci destul de dificil, cu o echipă care primele două etape nu au pierdut și au schimbat și antrenorul. Dar noi, dacă noi o să ne facem treaba, cu siguranță o să ne bucurăm la sfârșit și o să mai adunăm și noi puncte acasă. Nu știam că tu urmezi după Iusi Balin, dar tocmai te lăudam pentru evoluțiile din ambele meciuri, și cu Voluntari și cu Viitorul. Din punctul meu de vedere, cred că sunt cele mai bune evoluții ale tale în campionatul ăsta, amândouă, cele mai sigure. E cumva și din cauza presiunii pe care o simți, prin faptul că a venit Șliaco? Eram sigur că o să mă întrebe cineva. Nu. N-am nicio presiune, adică concurența e benefică și pentru mine și pentru echipă. Dacă s-a ales să aducă fundaș dreapta, noi sperăm orice jucător bun de valoare este bine venit la club. Tot cu domnul Balint vorbeam despre faptul că ați marcat în ultima secundă, practic nu s-a mai pus mingea la centru. Te-ar fi deranjat o remiză? Sincer, după aspectul jocului, cred că nu era corect o remiză. Am avut încredere noi și la ultima fază. Mister a spus că o să marcăm la fază fixe, dacă o să ne ducem încrezători. Am marcat, dar sincer am avut vreo 3 sau 4 ocazii clare de a marca. Deci nu era un rezultat de 0-0, nu era echitabil, după părerea mea. Ai o amintire foarte plăcută cu FC Argeș din Vara. Cât de diferit este acest meci? Și cu siguranță o să fie diferit, pentru că atunci ne băteam pentru promovare și noi și ei. Era un meci mai strâns. S-au schimbat mulți jucători și la ei și la noi. S-a schimbat și antrenorul la ei, deci o să fie mai diferit decât cel din Liga a doua. Cât de mult te deranjează personal faptul că nu te poți pregăti pe terenul de joc înaintea meciului? Normal că este un minus. Când te antrenezi pe sintetic și joci doar un meci oficial, joci pe acest teren. Ne convenea să ne antrenăm și noi, să avem două zile de pregătire pe teren, să ne mai învățăm cu el, dar asta este situația, nu avem ce să facem. Cei fundași lateral nu prea urcă la fazele fixe. E un nou sarcina ta, ai fost și aproape de gol. Nu știu, Mister mi-a spus că la meciul cu Voluntari zicea că să mă duc acolo și nu, să atacăm. Așa a decis antrenorul, nu neapărat că nu avem nicio înălțime foarte mare ca să putem să mergem la faze fixe. Ce se va întâmpla că vei marca în prim Liga 1? Cum e un obiectiv Să marchez prima oară și după aia mă voi gândi ce să fac atunci când să marchez. Tu ai jucat în zona aia mult la Mioveni, cred. Da, da. Bun, cum simți acest meci și din perspectiva? Nu are nicio legătură că am jucat eu acolo la Mioveni. Dacă când am jucat eu la Mioveni era un derby atunci, FC Argeș Mioveni, dar acum nu are nicio legătură. Noi trebuie să ne facem jocul și să câștigăm, nu contează cu cine. Că, cum am mai spus, am adunat foarte puține puncte pe teren propriu. Ai jucat și în meciul tur? Da. Care crezi că va fi cheia acestui joc? Nu știu, să fim la fel cum am fost și astea două etape. Agresivi, determinați, să fim încrezători. Și dacă vom face lucrurile astea, cu siguranță vom câștiga. Haideți să luăm fiecare meci în parte și după aia vom vedea. Mai sunt 13 etape până va începe play-off-ul și play-out-ul și dacă vom aduna mai multe puncte decât am făcut în tur, cu siguranță vom fi acolo sus. Dacă nu, dar primul meci este cu FC Argeș și după aia. Tot Iusi Balin spunea că sunteți pe ultimul loc într-un clasament a meciurilor. Da, este adevărat. Această situație era tolerabilă dacă erau și spectatori în tribun? Nu cred. Eu nu cred. Părerea mea că nu. Cred că avem mai multe puncte. Dar dacă ne-a pus Mister în vestiar clasamentul, eram pe ultimul loc, dacă batem acum FC Argeș, suntem la jumătatea clasamentului, adică nu e diferență foarte mare. Păcat că n-am adunat foarte multe puncte acasă și contează lucrul ăsta. Mersi frumos!